Este o rotă de off-road, se numește X-Line, dotată cu două uși de acces, cu o saltea o să fie la interior și o bucătărie în spate. Investitorul Vâlcean a dorit încă de acum 9 ani să fabrice rulote mai mici decât cele obișnuite pentru a fi accesibile oricui dorește să se bucure de natură. Când a venit criza financiară, și-a abandonat ideea, mai ales că în acea perioadă cererea era una foarte mică. Acum a început producția pentru 3 tipuri de rulote și este convins că afacerea o să meargă. Vreau ceva, o rulotă mai mică, mai ușoară, să consume mai puțin autoturismul și să mergi și în pădure, și la mare, și oriunde, doar să dormi în ea. Că dacă mergi la un picnic, tot afară stai. Așa că o rulotă de asta mare nu te avantajează. Rulotele fabricate la Râmnicu Vâlcea sunt făcute să dureze o viață, promit cei care le-au proiectat. Sunt toată distanța din oțelul, un oțel special ca să reziste la toate intemperiile și drumurile noastre care sunt cum sunt. Și apoi materiale compozite, ușoare. E făcută să dureze. Dacă omul are grijă de ea, toată viața poate să o folosească. E o mândrie pentru mine să lucrez la așa ceva. Vă place ce ieși? Da, foarte mult. E confortabil, ați intrat? Da, da, este confortabilă, bună. Prețul unei rulete pornește de la 5.000 de euro, cea standard, și se poate dubla în cazul uneia care are bucătărie și baie. În scurt timp va începe producția de serie. O astfel de rulotă se poate și închiria direct de la firma care o produce.